cărarea de la școală, de mânuță noi mergeam. Cunoșteam noi orice floare, să fim mari noi toți visam. Azi suntem plecați în lume, dar de școală ne-amintim. Și de învățătorii noștri, pe care noi îi iubim. Îmbrățișări, lacrimi de bucurie și multe amintiri frumoase. Acest tablou putea fi văzut la întâlnirea absolvenților școlii din satul Hristici, raionul Soroca, promoția anului 1978. Au trecut 40 de ani de când și-au luat zborul din școala care le-a marcat destinul, dar dorul de acei ani i-a reîntâlnit. Ziua de astăzi pentru mine înseamnă tot, fiindcă noi de la școală ne-am pornit. Școala pentru mine înseamnă trei lucruri deodată. O casă de la care pornim, care ne deschide larg porțile cunoștinței, cunoașterii. O carte, sau mai multe cărți, le putem spune, care ne le răsfoim și ne aduce pe rând, încet, încet, amintirile din școală. Ce emoții vă încercați? Astăzi am foarte multe emoții, deoarece nu sunt aici în țară și când vin de pe hotare, am nostalgia aceea de a vedea pe toți. Îi mulțumesc din suflet domnul director fluierar Vasile Andrei, profesorile care ne-au învățat, colegiul de clasă, colegiul de breaslă, fiindcă astăzi, noi, după 40 de ani, suntem împreună. Inițiativa de a se revedea cu colegii aparține Iuliei Năstas, care recunoaște că anii de școală sunt cei mai frumoși, iar colegii nu pot fi dați uitării. Am avut profesori foarte buni și care au cerut foarte mult de la noi. Ne-a deschis calea în viață. Suntem cu 40 de ani în urmă, tot aceiași cu colegi. Acum fiecare din acei elevi își au viața lor, dar nu uită de unde au plecat. Unii chiar și-au scris amintirile în versuri. Chiar de-am plecat de mult în lumea largă, de lângă cuibul casei părintești, acolo, la Hristici, la școală, a răsărit întâiul soare, o lume nouă de povești. Mă bucur foarte mult pentru colegii mei, pentru toți care sunt astăzi prezenți aici și încă o dată plecăciuni pentru toți profesorii care ne-au dat acel zâmbet și acel zbor pentru viața care o avem astăzi. Au fost uniți ca frații, au pledat pentru aceleași idealuri, de aceea și astăzi s-au adunat ca atunci 40 de ani când aveau să absolvească școala din satul natal. Veseli și energici, ca pe timpuri, doar că anii i-au nins pe neașteptate. Am fost cândva niște copii, cum spune. În suflet am rămas tot aceiași copii, dar pur și simplu vârsta, anii ne-au schimbat o leacă. Evenimente se petreceau în școală, noi tot am participat, am fost uniți și datorită la cei care vedeți dumneavoastră astăzi, suntem și azi tot aceeași grămadă, care am fost, tot același colectiv grămadă, care am fost 40 de ani în urmă. Și mai am așa o idee, nu știu dacă m-or susține colegi de clasă, după 40 de ani, dacă ne-ar păzi bun Dumnezeu să avem sănătate și putere, mai cred că vreo 23 de ani să mai ducem și să ne întâlnim tot într-așa componență. Ne-am adunat cu toții, cu colegii, cu învățătorii care ne-au învățat și ne-au îndrumat și sunt foarte bucuroasă. Astăzi, pentru mine, e o zi deosebită. Florile recunoștinței în această zi le-au fost aduse în dar învățătorilor. Deși puțin la număr, mai poartă în sufletele lor imaginea acelor elevi dornici de carte. Am așa o mare bucurie și inima nu încape în piept, ca o pâine caldă zvâcnește, datorită faptului că am văzut acești copii de cândva, astăzi oameni maturi de acum, dar în mijlocul lor eu mă simt aceeași tânără care eram cândva ca instructoare de pionieri printre ei și împreună cu dânsii cântam cântice, dansam, ne jucam, spuneam rusește, reciovcă, raz, dva, trecitări, raz, dva și multe altele care erau în vremurile de atunci, ca pionieri, ca comsomoliști, cum erau timpurile. Acum mă bucur de faptul că copiii recunosc că școala este un leagăn al copilăriei, că școala este un locaș al cunoștințelor, că anume toate drumurile din viața lor și viața tuturor
încep de la școală. Simt niște sentimente de bucurie, de mândrie pentru foștii mei elevi. Aceștia sunt elevii în clasa cărora am pășit pentru prima dată când am venit în satul Hristici în anul 1974. M-am uitat la ei și am văzut ochișorilor inteligenți și izgoditori. Cămășuțele și rochițele cu șorțulețele albe, cu panglici încosițe. Și am spus că aceștia o să fie cei mai buni. Și într-adevăr a fost o clasă foarte bună. Sunt mândră de ei și sunt bucuroasă astăzi că m-am întâlnit cu ei și le doresc în continuare să aibă fericire în viață, să se bucure de copii și de nepoți și să ne mai întâlnim. În sala în care au ales să-și dea întâlnirea, colegii după 40 de ani de la absolvirea școlii au fost chemați cu un clinchet de clopoțel și în ordinea care au fost înscriși cândva în catalog. Salvarea Anatolie! După ce și-au ocupat locurile în băncile improvizate, au început să curgă amintirile, toate legate, desigur, de frumoșii ani de școală, pe care nu-i vor uita niciodată.